Mihai Eminescu cred că este unul dintre aceia care a vorbit despre românism, despre idealurile noastre, la un nivel pe care puțin dintre noi o mai pot face astăzi. Voi recita câteva versuri din poezia Speranța, de Mihai Eminescu. Cum îngâie dulce, alină ușor, speranța pe toți muritorii, tristețe, durere și lacrimi, amor. Azi el nu își află în sânii de dor și pierd. Cum de boare pierd nori? Precum călătorul, prin munți rătăcini, prin noaptea pădurii cei dese, la slaba lumină ce-o vede lucind, alargă purtat ca de vânt din noaptea pădurii de iese. Așa și speranța. Cu un icar ușor, cu o slabă lumină împădindă, anină încă o dată, tremându-l picior. Te uită de sarcini, te uită de dor, iar unde o vede, se avântă. Așa marinarii, pe mare umblând, izbiți de talazuri, furtune, izbiți de orcanul ghețos și uitând, speranța îi face de uite de vânt și speră la timpuri mai bune. Așa virtuoșii, murind, nu disperă. Speranța lor frunte în lună, speranța cea dulce, de plată în cer, și face de uită de-a morții dureri. Pleoapele în pace le închină. Cum mângâie dulce, alină ușor, speranța pe toți muritorii, tristețe, durere și lacrimi, amor. Azilul își află în sânii de dor și pierd, cum de boare pierd norii. Alții care nu sunt cu noi astăzi aici, sunt acei care sunt virtuoși, care cred și speră. Și dacă nu aici, măcar în ceruri, unirea se va împlini. Dar cred eu că vom înfăptui noi unirea aici pe pământ, Basarabia e România.